De vreo 25 de ani activează în sportul ăsta. De aproximativ 14 ani practicăm sporturile cu motor pe teren accidentat. Activez în acest sport aproximativ de 19 ani, deci mai exact din 1995. Primul meu contact cu sportul cu motor pe teren accidentat, cred că în 2003, undeva la Arad. Activez în acest sport, în off-road, din anul 2005. De 12 ani activez în cadrul sportului cu motor pe teren accidentat. Competiția cea mai completă, după părerea mea, la care am participat pe parcursul anilor, a fost o competiție 48 de ore. Cea mai completă competiție, destul de greu de spus. Nu cred că există competiție completă. Există competiții foarte interesante din anumite puncte de vedere. Există competiții grele din alte puncte de vedere. O competiție completă ar fi o competiție ideală. O competiție care mi-a plăcut cel mai mult, o țin minte cu plăcere, Buzău, cea de 7 zile. Schimbările cele mai importante pe care le văd în, prin adoptarea regulamentelor în cadrul campionatului Honda Truck sunt, în primul rând, simplificarea regulilor, în al doilea rând, eliminarea pe cât posibil a greșelilor de arbitraj privind navigarea. Acum totul se întâmplă în format electronic, în posibilitatea de urmărire mult mai ușoară. Schimbarea cea mai importantă în One Hand Trax este chiar sistemul de navigare după GPS. Dispare oarecum noțiunea de a urmări neapărat un drum. Deci iată, trebuie să ne obișnim și cu ideea că putem să urmărim un traseu fără să avem un drum foarte bine desenat pe teren. Prin acest nou sistem de navigare pe GPS, dar și cu ajutorul roadbook-ului în pozițiile cheie, unde poate fi un loc de interpretare, considerăm că este, nu lasă loc de greșeală concurentului și de interpretarea traseului, de diferențe de metraj, de erori de roadbook și o mult mai bună posibilitate de a judeca performanțele competitorilor în cadrul etapelor campionatului național. Sportivii care vor într-adevăr să își dovedească abilități de pilot în special se vor bucura foarte mult de această schimbare care s-a făcut în regulament apropo de navigarea pe GPS. Din punctul meu de vedere, cred că sportivii vor primi într-un mod cât se poate de pozitiv aceste schimbări vis-a-vis de ceea ce înseamnă navigația pe trac GPS. Datorită faptului că navigarea pe roadbook întotdeauna a creat probleme de-a lungul timpului și din partea organizatorilor și din partea concurenților, prin faptul că aproape la fiecare competiție au existat contestații privind parcurgerea integrală a traseului. Prin acest sistem de navigație pe Master Track, concurența este mult mai echilibrată. Concurenții cred că vor primi aceste schimbări cu urmărirea trackului GPS cu foarte mare interes. În primul rând pentru că este un element de mare noutate și în al doilea rând pentru că am constatat discutând cu concurenții în decursul timpului că simt nevoia unei astfel de schimbări. Că vechiul format de concurs urmărind un roadbook nu mai este suficient de mulțumitor, nu mai este suficient de provocator, prin urmare nu le mai oferă satisfacții suficiente pentru a-i motiva să participe la un astfel de concurs. Părerea mea, participanții, concurenții vor fi foarte încântați de acest nou sistem, mai ales știind că a fost totdeauna o mare problemă navigatorul, ținând cont că o echipă e formată din pilot și copilot, în sistemul vechi copilotul trebuia să fie foarte dibaci, foarte sportiv. De data asta, importanța copilotului este mult mai mică.
Cred că simplificarea rugurilor de competiție va avea un impact cât se poate de pozitiv asupra sportului, datorită faptului că vor fi mult mai puține contestații, totul va fi mult mai transparent și, practic, cred că se va naște o nouă ramură sportivă prin acest sistem revoluționar de navigare și datorită faptului că există posibilitatea de a se vizualiza în mod real ceea ce se întâmplă în teren. Lucruri care până acum nu s-a făcut. Nu știu cum va influența sportul acesta, adică știu cum va influența acest sport modificarea regulilor. Le va simplifica foarte mult prin aceea că lucrurile sunt mult mai clare. Nu mai există loc de echivoc. Ai un track GPS, reușești să-l urmărești, ai finalizat concursul, nu reușești să-l urmărești, nu mai există divergențe de opinie, adică nu mai e cazul să-ți spună cineva nu ești suficient de bun, pentru că asta a constat și singur. Părerea mea că aceste simplificări de reguli va influența în bine acest sport, scăpând de acel set de penalizări incontrolabile. Simplificarea acestor metode nu duce decât la o scriere mai lesne și o participare mai permisivă. Trebuie să spunem că se va simplifica în mod real și asta din cauza faptului că nu va exista roadbook. Înscrierea competitorilor se poate face online printr-un cont pe care și-l deschid în cadrul unui website, lucru pe care nu pot decât să-l salut datorită faptului că se va elimina o birocrație foarte stufoasă, care până acum îngreuna înscrierea la fiecare competiție și cred că este un mare, mare pas înainte. Și în ceea ce privește înregistrarea și înscrierea concurenților în competiție, lucrurile se simplifică foarte mult, tocmai pentru că există această platformă online pe care se pot face înregistrări, se poate verifica în timp real ce alți concurenți s-au înscris la competiție, care sunt de fapt competitorii tăi și atunci lucrurile devin mult mai clare cu mult timp înainte să înceapă concursul. Practic ai toată informația înainte să vii la concurs și să semnezi de înregistrare, pentru înregistrare. Actele care trebuie să le aibă fiecare concurent sunt licență, permis de conducere, asigurare și cam atât. Lista cu concurenții înscriși se poate vedea pe ostatrack.net. Concurenții se pot vedea înscriși pe website-ul www.ostatrack.net. Tot ca un element de noutate, platforma 100 Tracks oferă și posibilitatea urmăririi clasamentelor intermediare sau parțiale în timp real. Tocmai pentru faptul că concursul dispune de anumite aplicații specifice, particulare pentru acest concurs, care permit și înregistrarea timpilor realizați de concurenți în timpul în care aceste intervale de timp se realizează. În timpul competiției, datorită live streamingului, competitorii se pot vedea pe site-ul www.100tracks.net în timp real. Prin urmare, toți cei care doresc să vadă evoluția concurenților pot accesa www.100tracks.net și pot vedea în timp real ce se întâmplă. Monitorizarea în timp real înseamnă, dacă vreți, chiar puteți fi partener al acestui concurent. Uitându-te pe net, ești ca și cum ai fi cu el în mașină și participi activ la ce face el. Există camere live pe traseu. Concursul acesta poate fi comparat ușor cu un Big Brother, cu un reality show, pentru că, într-adevăr,
În anumite puncte de pe traseu există posibilitatea înregistrării imaginilor și transmiterii lor în timp real, prin urmare concurenții trebuie să fie foarte atenți la comportamentul lor raportat la mai multe persoane, la arbitri pe de o parte, la neveste pe de altă parte, la prieteni și dușmani din alte puncte de vedere.